Bună seara, stimați telespectatori, din nou la Vocele Serii, doar aici la Tele3, împreună cu invitații mei și implicit cu prietenii dumneavoastră, care de fiecare dată încercăm cât se poate în acest orășel să fie alții cu alte experiențe de viață, cu alte construcții identitare, cu alte oportunități. Mi-am propus, atâta timp cât voi face această emisiune, să aduc în spațiul public tineri extrem de serioși, tineri care știu ce vor, tineri care câștigă bătălia, poate toate bătăliile, și cu timpul și cu problemele generației lor, tineri obișnuiți, dar a căror excepționalitate este demonstrată până la urmă de niște rezultate pe care totdeauna spun asta, nu știu cât sunt luată în seamă, oameni îndrituiți să așeze aceste valori acolo unde le este locul, ar trebui să o facă și cât mai grabnic, pentru că ce se întâmplă în jurul nostru nu e de bine. Nu se poate să nu avem o rânduială, noi ultraconservatori printre celelalte țări europene. Dar ca să nu vorbesc foarte mult, pentru că avem multe de discutat împreună cu invitatul meu, cu invitata mea de astă seară, vreau să vă spun că este reprezentanta generației tinere, este elevă la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și este un reprezentant al unei generații, în același timp reprezentant al unei generații care crede în lucrul bine făcut. Să fii tu însuți este unul dintre crezurile ei. Bună seara, Ștefania Cristiana Mândruț, bine ai venit la emisiune și îți mulțumesc din suflet că ai acceptat. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru descrierea făcută pentru introducerea. Da, asta simt. Vreau să spun telespectatorilor că nu ești eleva mea, nu ești la clasa mea, dar parcursul tău școlar cu elementele care ți-au definit până la urmă acest CV deloc de neglijat al școlarității, m-au făcut să cred că nu suntem pierduți și cred în asta, că nu suntem pierduți și că românismul se poate salva prin voi. Ștefania, ești la o clasă, clasa 12-a, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, da. Clasă cu profil real. Da. Nu e o ciudățenie, pentru că nu e singura care ai preocupări umaniste. Da. De când au început ele? Cred că aceste preocupări umaniste cumva au fost înăuntrul meu de când... Dintotdeauna. Da, dintotdeauna. Să zic că mi-am dat seama de ele de când am început școala, poate. Pentru că a fost un reper mai bun pentru mine. Consider că, deși sunt pe profilul de Mate Info, nu... poate ceva să ia locul materiilor umaniste pentru mine. De ce spui asta? Deoarece cumva mă regăsesc în ele, mi se pare că nu ne pun nicio cenzură, nicio barieră și automat îmi este mult mai ușor să mă exprim liber și să fiu eu însămi. Ții foarte mult, ai mărturisit lucrul ăsta, da. Că ții foarte mult la acest aspect al identității exprimate liber. Da. Crezi că e o șansă sau a fost o șansă pentru tine să te simți liberă, să fii liberă în tot ceea ce ai construit până acum? Cred că este o șansă pe care ne-o putem acorda fiecare, atât nouă, adică eu pot să-mi acord această șansă mie și dumneavoastră puteți să vă acordați această șansă dumneavoastră, iar eu aș putea să acord această șansă la rândul meu altei persoane. Mi se pare că trebuie să ne permitem să fim noi cu adevărat în orice ipostază, în orice conjunctură, în relația cu absolut orice persoană, deoarece este până la urmă cel mai important lucru, cel puțin pentru mine, este un lucru pe care îl prețuiesc foarte mult. Din câte am înțeles, anii de școlaritate parcurși până acum au ținut cont de un cod genetic social, să spunem, pe care l-ai preluat din familie. Spuneai tu că nu uiți niciodată un lucru, că părinții tăi te-au învățat de-a lungul timpului că totul se obține cu efort. Da, niciodată nu am fost
încurajată să iau lucrurile de-a gata și mereu să depun efort și mereu să pun întrebări, să pun... Poate este un lucru considerat rău de unele persoane, însă eu consider că este bine să ne punem întrebări legate de absolut tot ce este în jurul nostru și în cazul în care avem nedumeriri să încercăm cumva să le depășim. Și de aceea consider că trebuie să muncim pentru ceea ce vrem să obținem, pentru că doar muncind ajungi la capăt. Da, exact. Ștefania, acum e o problemă, e posibil ca întrebările să supere sau să deranjeze, să nu fie comode pentru foarte multă lume, dar spiritul acesta interrogativ practic menține și sănătatea minții, da, și sănătatea sufletului. Să ne întoarcem la anii de școală. Muzică, literatură, teatru, ai cochetat cu mai multe arte? Da, am încercat cumva să fac puțin din toate pentru a găsi exact drumul pe care vreau să continui. În momentul de față, cred și sper că l-am găsit. Și cum v-am spus și dumneavoastră înainte de emisiune, aș vrea să continui mai departe spre o carieră în lumea filmului, și anume să urmez facultatea UNATC, Universitatea de Arte din București, și să continui pe regie de film. Uh-huh. Și sper cumva să-mi găsesc locul acolo și să pot să învăț exact ceea ce îmi doresc să... Și să-ți proiectezi lumile posibile, da, exact, nu? Lumile posibile, acele lumi imaginare pe care ți le dorești. Da. Încât știu eu, din clasele mici ai cucerit scenele, nu? Și ai avut publicul în față. Este un lucru mare, da, acesta pe care l-ați spus dumneavoastră. Consider că cumva scena m-a cucerit pe mine. Uh-huh. Mi-a plăcut într-adevăr să fiu pe scenă, deși cumva m-am simțit mereu mică pe scenă, dar mă simțeam și simțeam că sunt eu, simțeam că nu pot să ascund nimic de lume. Și mi-a plăcut într-o oarecare măsură acest lucru, deși m-a speriat. Și legat de ceea ce a spus dumneavoastră, da, încă de mic am cochetat cumva cu... Uh-huh. Este un alt principiu, dar al tău îl spui răspicat că este bine să te deschizi lumii, da, nu? Să nu ascunzi nimic. Nu ți este teamă, Ștefania, de, atitudinile neprincipiale de care te poți lovi în viață spunând totul lumii? Poate am fost eu puțin prea drastică. Într-adevăr, cred că este foarte bine să pornim în viață fiind deschiși, atât cu noi înșine, cât și cu cei din jurul nostru, doar că mereu va rămâne o părticică a noastră ascunsă. Da. Și este bine să punem accent și pe această părticică, deoarece este cumva locul nostru de confort în care ne putem crea anumite lucruri pe care vrem să le dăm mai departe în lume. Să le risipim. Da. Și astfel să locuim lumea, că de fapt ăsta e rostul nostru. Poate nu neapărat nostru să le risipim, ci să le materializăm, să le facem să crească. Sigur că da. Vorbeam despre scenă. Din câte știu, da, ai cântat pe scenă. Poezia ai spus vreodată pe scenă? Nu. Nu? Nu, din câte A fost un trac, nu? Da. Dar de cântat ai cântat. Da. Când s-a întâmplat asta? Nu știu exact să vă zic. Cred că totuși prima dată a fost în clasa a 5-a și nu mi-am amintesc exact conjunctura în care am fost prima dată pusă în această situație, însă știu persoanele, știu cui trebuie să mulțumesc pentru acest lucru și pe această cale aș vrea să mulțumesc celor două doamne profesoare care m-au încurajat încă de la începutul acestui drum pe scenă, să zic așa. Și anume doamna profesoară Camelia Popescu, doamna profesoară de muzică, și doamna profesoară de franceză Loredana Stoian. Am participat în clasa a 5-a la concursul Chanson sur Seine, însă nu am participat în competiție. Am fost... Or concurs, să spunem, nu? Da. În afara concursului. Da, am fost doar un moment în spectacol, și anume în corul... în limba franceză. Un cor francofon. Da, coordonat de cele două doamne profesoare. Și nu am participat în concurs deoarece nu aveam încă vârsta necesară. Însă
cred că mi-amintesc bine, anul următor m-am întors ca și concurent. În acel an am participat singură. În clasa a șaptea am participat alături de colegul meu, Lungescu Horia. În clasa a opta am participat tot alături de Horia și în acel an am obținut și premiul întâi, și anume calificarea la finala de la Baia Mare. Doar că nu am profitat de această șansă pe care mi-a oferit-o. Nu le poți avea pe toate, Ștefania. Doar că am un motiv. Da, și foarte frumos. În acel an a fost banchetul meu de final de clasa 8-a, pe care nu am vrut să-l ratez. Nu știu, dacă m-aș întoarce în timp acum, nu știu dacă aș lua aceeași decizie, dar probabil că da, adică a fost o decizie asumată și până la urmă mi s-a oferit a doua șansă pe care pot să zic, de care am profitat mult mai mult, și anume anul acesta, când eram în clasa 11, anul trecut, de fapt, anul trecut, acesta calendaristic, da, nu știu exact 2018, cum să mă exprim. Cum ești în clasa 12, da. Da, în clasa 12. Am participat din nou la concursul Chanson sur Seine, doar că nu am participat fizic, să spun așa, întrucât eram plecată în acea perioadă, când au fost calificările din Târgu Jiu. Însă, împreună cu doamna profesoară Loredana Stoian, am găsit o portiță de scăpare, să spun așa, și anume în regulamentul concursului spunea că dacă avem o motivație pentru obiectiv, probabil, da, pentru absentarea de la calificări, putem totuși să trimitem un videoclip material, pe adresa, da, un videoclip pe adresa de mail a celor de la Baia Mare a concursului Chanson sur Seine, și aceasta va urma să fie notată, și în cazul în care celor de la Baia Mare le place ceea ce văd, ceea ce aud, atunci ei vor da un răspuns pe măsură, cum a fost și în cazul meu, am primit un răspuns pozitiv, și anume acela că voi avea șansa să particip în finală. Da. Aș vrea să rog pe domnul Miti din regie, colegul meu din regie, să ne ofere videoclipul pentru a-l arăta telespectatorilor. Oh,
Da, îți mulțumim, Ștefane, îi mulțumim și lui colegului tău, Horia. Da. Când auzeam melodia, mă gândeam că în francez există și spuneam puțin mai devreme un verb care exprimă starea de spirit pe care ți-o declanșează această melodie, flanea, vagabonda, și mă gândeam ce ar însemna ca pe fondul ăsta să ne plimbăm pe străzile Parisului. Eu n-am văzut Parisul niciodată, e un vis care cred că se va întâmpla odată și odată, se va împlini, trebuie să se împlinească. Da. Și mă gândeam că această stare de spirit plimbărilor fără noimă, fără sens pe străzile Parisului se pliază foarte bine pe melodia ta. Cred că este și chitara. Și chitara care generează, da, dar și vocea. E o voce melancolică, e o voce nostalgică și cred că a fost o armonie teribilă între instrument și voce și te felicit pentru asta. Mulțumesc. A fost normal ca francezii să se bucure, e în spiritul francez această melodie și practic ai fost, te-ai calificat la acest concurs. Care a fost recompensa? Recompensa câștigării premiului da, în finală? Da. A fost poate cel mai frumos premiu pe care l-am primit vreodată, și anume un stagiu de 2 săptămâni în Franța, în Châteauroux, din regiunea Andră. E în centrul Franței. Da, este chiar în centru, departamentul din centrul Franței. Acest stagiu dark semnifică, de fapt, dans, artă, ritm, cultură. Și sunt exact lucrurile pe care acest festival își propune și și-a propus de-a lungul timpului să le promoveze. Este un festival cu vechime de 43 de ediții și este într-adevăr un lucru foarte deosebit, pot spune. N-am mai întâlnit. A fost o experiență inedită. Da. Căutând despre Châteauroux, am văzut populația. Uite așa, am avut eu o curiozitate. În 2007, 47.127 de locuitori, cu câteva festivaluri ajunse la ediții foarte mari. Deci da. Orășel, practic, este un orășel. Balart, festival de teatru Noctali, festival Multirin, festival popular de folclor, Bienala de ceramică contemporană, evident rock. Da. Înainte de a ajunge să detaliem lucrurile acestea, vreau să te întreb, cum este spiritul cultural francez? Cum l-ai simțit? Pentru că voi ați lucrat în ateliere cu nativii. Da. Pot spune că sunt niște oameni foarte, foarte diferiți de oameni, noi. Da, de oameni din România, de oamenii cu care suntem noi obișnuiți. Sunt cumva mai recunoscători pentru ceea ce au și sunt un lucru pe care l-am observat la francezi este că sunt foarte, foarte mândri de țara lor. Sunt într-adevăr niște naționaliști convinși. La ei nu este brâncuș și nu va fi niciodată brâncuș, ci brancuzi orice îi face. Da. Noi ne legăm la cap și facem tot felul de minuni ca să demonstrăm că imitația la noi e legea firii, din păcate. Da, cumva știu foarte bine să profite de tot ce au pe meleagurile lor și a fost un lucru care s-a văzut de-a lungul acestui festival, deoarece a fost o organizare extraordinară. Domnul Miti, puteți să derulăm și fotografiile? Vă mulțumesc! Da, a fost o organizare extraordinară, lucru cu care, din păcate, pot spune că nu am fost obișnuită la noi în țară. Organizare în ce sens? De la cazare până la realizarea demonstrativă a cursurilor? Da, absolut tot. Toate planurile. Oamenii foarte, mereu foarte dispuși să ne ajute, să ne asculte în cazul în care avem vreo nelămurire, vreo problemă. Absolut, în orice situație, dispuși să fie acolo pentru noi, mai ales că noi eram, până la urmă, printre străini. Deși a fost un lucru pe care foarte rapid ne-au făcut să-l uităm. Noi nu avem monitor în studio, dar rulează într-o fereastră imagini de la toate aceste cercuri pe care
Da, știu că sunt Da? fotografii de la repetiții, de la atelierele care se organizau în fiecare zi. Sunt poze de la spectacolul final, unde fiecare atelier și-a prezentat un dans, o coreografie, ce avea de oferit publicului, să spun așa, un sentiment, poate. Am înțeles că e pe patru nivele, a fost pe patru nivele acest curs. Da, este Initiation, Debutant, Moyen și Superior. Și tu ți-ai ales primele două, de inițiere și debut? Sau ai participat la toate? La început, în primele zile, în prima săptămână, am fost mai mult la aceste două cursuri. Voiam oarecum să mă acomodez și să știu exact unde să mă clasez până la urmă. Doar că cu timpul Urmează, avem și colegii din regie ne-au făcut și acest moft de a avea monitorul. Asta e prima monitorul. Poză, prima participare la Chanson sur scène. Ca și concurentă, pentru că, cum v-am mai spus, în clasa a 5-a am participat cu corul francofon. Iar acestea sunt poze de la repetiții. Repetiții la ce? La diferite tipuri de dansuri. Nu știu exact să vă zic. Acestea cred că sunt de la dans contemporan. Și aceste ateliere, cum v-am spus, pregăteau, de fapt, spectacolul final. Spectacolul final care, din câte am înțeles eu, s-a produs în fața 5.000 de spectatori. Unde? În aer liber? La Place Voltaire, în aer liber, era pusă o scenă deoarece în același timp cu acest stagiu dark, era și festivalul dark, care și-a propus ca pe parcursul a mai multor zile să aducă cântăreți autohtoni. Da. Asta este problema. Noi facem tot ce e posibil să aducem din afară. Tu vorbeai de o recunoaștere a valorilor franceze, național-franceze, noi facem exact invers. Da. Acest festival e chiar un exemplu foarte bun de atitudine tipic franțuzească, să spun. Franțuzească, da. Comunicarea a avut loc exclusiv în limba franceză, bănuiesc. Da, și un lucru pe care l-am apreciat foarte tare de-a lungul acestui stagiu a fost că pentru noi, elevii care... Nu eram din Franța sau dintr-o țară francofonă. Ni s-au pus la dispoziție în fiecare dimineață cursuri de pregătire în limba franceză cu nativi. Este extraordinar, cu profesori voluntari care au venit de la școlile din acel oraș pentru a ne învăța pe noi anumite expresii pe care era foarte probabil să le întâlnim atunci când eram într-o discuție cu o persoană care vorbește limba franceză. Programul foarte încărcat, două săptămâni. Foarte încărcat, da. Doar că puteai să-ți iei pauză atunci când considerai că trebuie să-ți iei o pauză. Adică nimeni nu te obliga să te duci la vreun curs. Tu îți alegeai de pe acea listă de cursuri, de pe program, îți alegeai exact la ce vrei să te duci, dacă vrei să te duci, nu... Era... E complicat la noi, Ștefania, să faci un program foarte complicat. Adică nu te simțeai niciodată presat și chiar făceai și lucrurile... Și străin de ce se întâmplă. Da, făceai exact ceea ce voiai să faci. Și asta mi s-a părut un lucru foarte bun, să nu fii constrâns să faci ceva, pentru că atunci oarecum și-ar pierde din farmec. Da, Ștefania, pentru că spiritul francez cere libertate... Fraternitate, solidaritate. Da. Deci, libertatea este principiul lor de existență. Asta este. A te un lucru simți pe care liber. Pot să spun că l-am remarcat. L-ai remarcat și proiect asta te-a atras. Oricum o să discutăm despre magnetismul ăsta față de limba franceză asupra căruia tu te-ai oprit. Ai participat ca, să spunem, produs al muncii tale de-a lungul celor două săptămâni de stagiu, ai ales să participi la realizarea unei piese de teatru. Fiecare are Romeo lui, Julieta lui, de fapt, nu? Aceea a fost tema spectacolului întreg. Fiecare atelier pe care le-ați putut vedea și în materialul prezentat, a fost în această temă. Mai mult sau mai puțin. Au fost interpretări ale profesorilor. Și au fost niște tema interpretări Romeo foarte și interesante. Julieta, da? Shakespeare. Da, da, da. Asta a fost tema. Eu am ales să particip la atelierul de dans african. Acela m-a atras foarte mult, interesant. Deoarece era o cultură cu care nu aveam și inedită. Nu am fost vreodată familiarizată. Și având în vedere că profesorii de la acel curs erau chiar de pe meleagurile Africii, mi s-a părut... un lucru foarte, foarte interesant. Dansuri ritualice, nu? Cele mai multe.
Da, chiar încălzirea pe care o făceam înainte să facem coreografia propriu-zisă era pe acompaniamentul profesorilor, adică ei cântau niște cântece specifice zonei din care veneau ei, și anume Côte d'Ivoire. De acolo erau... Pasta de fildeș. Da, de acolo da, provenea da, da, noi. Interesant. Ștefania, discuția noastră despre spiritul francez, despre experiențele tale culturale, va continua după o scurtă pauză de publicitate. Abia aștept să aflu ce te-a atras în ceea ce privește mirajul limbii franceze, despre care se spune că e o cenușă rasă comparativ cu limba engleză. Tu dovedești altceva, ai dovedit altceva. După o scurtă pauză de publicitate. Da. O carieră strălucită înseamnă un învățământ de calitate, taxe mici și o varietate de programe de studiu. Toate acestea le găsești la Universitatea Constantin Brâncuș. Universitatea Constantin Brâncuș dezvoltă personalități, dar mai ales caractere. Învățăm împreună. Pregătim cariere împreună. Fii inspirat. Mergi la sigur cu UCB. Bucură-te de cea mai bună experiență Wi-Fi din România și de divertisment nelimitat oriunde în casă. La UPC ai 500 de mega în toate pachetele Happy Home, toate meciurile din Liga Campionilor, Europa League, Liga 1 și multe alte sporturi. Distracția nu se termină niciodată. Sună acum sau vino în magazine pentru cea mai bună ofertă UPC. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253-221177, 0353-401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Husqvarna sărbătorește 25 de ani în România și vine cu oferte surprinzătoare în cadrul campaniei de toamnă. Mari reduceri la toată gama de motoferăstraie și motounelte, reducerile fiind de 200 sau 300 de lei în funcție de model. La cumpărarea unui motoferăstrău, modelele 435, 440, 445 și 450, se oferă cadou două lanțuri X-Cut, iar la modelele 365, 560, 372, 570 6 și 390, cadou o șină de ghidaj și două lanțuri. Oferte de nerefuzat și la frezele de zăpadă, care au reduceri de până la 400 de lei. Raico vă așteaptă în rețeaua de magazine din Novaci, Padeș, Turceni, Târgu Cărbunești și Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112. Telefon 0253-210-736. Raico, dealer autorizat Husqvarna. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Firma Lotus închiriază la prețuri avantajoase spații comerciale. În complex Parâng, parter și etaj, excelent vat comercial. În complex Păltiniș, parter și etaj, spațiu comercial ultracentral pe strada Victoria, zona pietonală, la etaj. Spații birouri pe bulevardul Constantin Brâncuș și pe strada Victoria, zona pietonală. Relații la telefon 0744 648 210 sau la birourile de la etajul 1 din complex Parâng. Lotus, partenerul ideal în afaceri. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piesele schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă.
visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare în camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii Laulim din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii. Facultate 350 de euro pe an, masterat 400 de euro pe an. Pentru anul universitar 2018-2019, ULIM vă invită să vă înscrieți la una din facultățile. Nivelul 1, studii licență, facultate, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, drept. Nivelul 2, studii masterat, psihologie, științe ale educației și asistență socială, științe economice, drept. Relații internaționale, științe politice și jurnalism. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 6. Vino și tu și studiază la ULIM, Universitate de Prestigiu Internațional. Am intrat din nou în direct împreună cu Ștefania Cristiana Mândruț, olimpică a Colegiului Național Spiru Haret, Colegiul Național Tudor Vladimirescu. A fost o serie de colege din Spiru Haret. Nu, ești elevă la Colegiul Național Tudor Vladimirescu și faci cinste liceului. Mai mult decât atât, noi am vorbit în prima parte, pentru că e proaspătă experiența, despre acest stagiu cultural, da, dark, care te-a marcat și mi-ai mărturisit, da, că te va marca de-a lungul întregii tale vieți, pentru că, da, ai cunoscut foarte multe lucruri noi, numai că în spatele tău, în spatele personalității tale, se află până la urmă și alte lucruri, alte rezultate extrem de importante și unul dintre ele s-a produs tot anul ăsta, așa, da, este un an foarte bun, o recoltă minunată pentru, da, tine, da, da, și te felicităm încă o dată pentru tot ce ai realizat, și anume o calificare la Olimpiada Națională. Știm cu toții cât e de greu să obții, da, să ajungi acolo, dar minte să obții un premiu special. Ștefania, cum, ce anume te-a determinat să te apropii mai mult de franceză decât de alte limbi pe care le studiezi la școală, știind foarte bine că franceza nu mai dă tonul în lume? Din păcate. Da, din păcate, într-adevăr. Consider că eu sunt o persoană foarte atrasă de frumos. Și franceza este într-adevăr o limbă frumoasă în toată puterea cuvântului, are o muzicalitate extraordinară și acesta ar fi unul dintre principalele motive. Însă, la începutul adolescenței, să zic poate în preadolescență, am ajuns să urmăresc anumite filme în limba franceză. Și cred că asta m-a marcat foarte tare și a generat și această curiozitate de a înțelege exact cuvânt cu cuvânt ceea ce vedeam în acele filme. Și aprofundarea limbii până, da, la urmă, da, da, că despre asta vorbim. Spuneai că nu te așteptai anul acesta, nu, să ajungi în această comunitate a olimpicilor. Care sunt temerile unui elev pasionat de franceză care studiază la un liceu teoretic până la urmă? Care ar fi temerile? Care ar fi obstacolele
în calea obținerii unor rezultate deosebite la olimpiadă? Cred că, cu siguranță, timpul este o problemă pentru persoanele care sunt interesate de alte materii decât acelea pe care se insistă pe profilul pe care sunt la liceu. Cum pentru mine profilul este acela de matematică informatică. Multă matematică, multă fizică, multă matematică, informatică. Multă informatică, da? Multe materii reale, bineînțeles. Adică aceasta a fost decizia pe care eu am luat-o. Poate nu am fost atât de conștientă la momentul acela, atunci când am luat această decizie. Să știi că lucrurile importante se fac și din inconștiență. Da. Sau rezultatele extraordinare. Într-adevăr, pentru că eu nu consider că... Poate n-aș fi avut niciodată șansele pe care le-am avut până în acest moment dacă aș fi fost pe alt profil. Adică nu am... Ești convinsă că profilul real ți s-a potrivit ca o mănușă? Nu. Nu? Nu mi s-a potrivit profilul real, însă consider că a fost o sumă de evenimente care au dus până în acest moment, până la a obține anumite șanse, cum am mai spus. Adică poate nu le-aș fi avut de pe alt profil. Este un lucru pe care eu îl cred și poate un lucru cu care eu mă consolez pentru, da, pentru alegerea pe care am făcut-o, pentru că a fost o alegere care, până în momentul de față, încă mai pune dificultăți, bineînțeles, având în vedere că nu sunt chiar în elementul meu pe acest profil. Dar faci față, onorabil. Da, încerc să mă descurc. Dacă până în momentul acesta n-ai vrut să te retragi și să faci un transfer la un alt profil, filologie, de exemplu, este clar că ți-ai asumat până la capăt tot acest efort. Au fost și lucruri care mi-au asigurat cumva faptul că o să rămân până când termin liceul pe matematică informatică, și anume colectivul în care am intrat, deoarece a fost unul foarte plăcut și cu o dirigintă extraordinară, da. Și cu dascăl minunați, exact. Nu mai vorbim despre colectivul clasei, știu, da, și eu. Nu, n-am vrut să pierd aceste lucruri. Sigur că da. Știi la ce mă gândeam în momentul în care ți-am urmărit și am văzut palmaresul tău, diploma aceasta, rezultatul acesta notabil, mă gândeam și la structura ta și la personalitatea ta, echilibrată, sobră, nu te văd căzând în excese, și cred că această alegere pe care ai avut-o față de limba franceză a avut și această motivație. Da, cred că aș putea spune că ceea ce m-a mai atras spre cultura franceză a fost poate și acest ton pe care îl dau francezii în tot ceea ce fac și cu care poate am putut să relaționez, să zic. Dar cred că a fost ceva inconștient, deoarece mi-a luat ceva timp și încă mai durează pentru mine să mă cunosc cu adevărat. Și poate eu nu sunt atât de conștientă de lucrurile pe care dumneavoastră le-ați spus în acest moment. Așa că consider că a fost o decizie cumva inconștientă, dar bazată pe ceva din subconștientul meu. Da, da, da. Nu, cred că vorbesc în același timp și atitudinile tale îndreptate spre nuanțe, pentru că ești o fire analitică și francezii umblă la finețuri și la nuanțe. Apropo de film, apropo de grija ta de a vedea încă din copilărie producțiile cinematografiei franceze, probabil că acesta a fost unul dintre motivele pentru care până la finalul școlarității tale n-ai abandonat gândul de a face film, regie de film. Da, doar că nu am fost constantă, aș putea spune. Ai mai avut și alte opțiuni? Da, m-am lovit de tot felul de opțiuni, am avut tot felul de gânduri să... Aș putea să încerc și aia, aș putea să încerc și cealaltă. N-am fost niciodată hotărâtă. Mereu mi s-a părut că mi-aș putea face singură atât de multe șanse, atât de multe opțiuni și... Parcă abandonându-le, mi părea foarte rău și mi-a fost greu cumva să renunț și la lucrurile pe care le voiam eu cea din trecut, să zic. De exemplu, știu că cumva din copilărie mi-am dorit să dau la o facultate de teatru, să devin actriță. Și până acum ceva timp a fost un lucru pe care puteam să-l afirm cu tărie. Deoarece chiar îmi doream să urmez acest drum, dar am considerat că mă regăsesc mult mai mult în acest domeniu, regie de film, și sper că
Că vei reuși și vei reuși. Că o să reușesc, vă mulțumesc frumos. Sigur că deoarece este un domeniu prin care pot să-mi exprim mult mai mult creativitatea și să mă pun pe mine mai mult în față, cumva. Da. E vorba de concepția regizorală, care îți dă dreptul să fii tu. Da, exact. Deoarece sunt și genul de persoană care vrea mereu să poată lua deciziile, să aibă un cuvânt de spus și poate în acest domeniu o să am această putere, să o numesc așa, pe care mi-o doresc. Crezi că e rău să te afirmi în plenitudinea ființei tale? Spui că îți dorești ca al tău cuvânt să fie hotărător atunci când probabil se hotărăsc lucruri importante. Crezi că este inoportun în societatea de astăzi? Consider că dacă am ceva de spus, ceva în care cred, atunci ar fi păcat să le țin doar pentru mine acele lucruri pe care... Generația voastră, tu ești un reprezentant la vârf al acestei generații, are crezuri? Da, cu siguranță. Suntem o generație care are foarte multe opinii, are foarte multe lucruri de spus și totuși este păcat că nu reușim atât de bine să facem acest lucru. De ce, Ștefania? Deoarece avem o frică de penibil, o frică de a fi judecați și aceste Dar lucruri nu e penibilul vostru, iartă-mă, nu este penibilul vostru. Doar că nu sunt niște concepții care ne-au fost bine rădăcinate de când eram mici, poate, și ajungi până la vârsta aceasta cu aceste concepții, este cumva greu să le lăsăm în spate dintr-o dată. Adică consider că poate o să putem să depășim aceste lucruri și sper pentru mine și pentru toată lumea să reușim să facem acest lucru, doar că o să dureze ceva. Nu este o muncă ușoară să trăiești mai deschis, să spun așa. Nu este ușor să trăiești mai deschis. Știi ce gravitate, cu ce gravitate ai spus acum și stau să mă gândesc de ce nu reușim totuși să fim suficient de deschiși pentru a ne întâlni și pentru a face lucruri importante. Generația voastră poate să facă lucrul ăsta. Problema este că nu îi se dau rolurile pe care ar trebui să le joace pe o scenă reală, astfel încât tot ce ni se întâmplă și cultural și economic și nu numai să capete starea de normalitate, că de fapt asta căutăm, normalitatea. Trebuie să vă spun că mă bucur foarte tare că dumneavoastră aveți atât de multă încredere în generația noastră, deoarece nu consider că toate persoanele din generațiile trecute sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Adică suntem puși mereu sub semnul întrebării. Toată lumea se îndoiește de noi. Toată lumea are așteptări de la noi pe care dacă nu le... Sunteți puși la zi, ce etichetați. Da, exact. Asta este problema. Și aceasta este și ceva ce ne hrănește cumva nouă fricile. Vă hrănește fricile și spuneai tu frica de penibil. Da. Nu, frica de penibil, dacă tu o simți că o aveți, în primul rând nu e generată de voi, e generată de alții și la voi intervine această rușine pe care, din păcate, cei din generațiile nu apuse, dar mai îndepărtate de generația voastră nu mai au. Voi aveți, știți când să vă retrageți, dar retragerea voastră, să știi că este chiar o pierdere pentru o societate care are nevoie de noi, de voi. Ștefania, drumul tău este clar, îți dorești regie de film, ai spus și de ce, dorești să îți manifesti liber creativitatea, să creezi lumile tale. În ce lume crezi că ar trebui să locuiești? Lumea în care trăiești acum ți-e suficientă? Nu, cu siguranță nu mi-este suficientă și nu este suficientă niciunei persoane. De aceea, cum v-am spus și dumneavoastră mai înainte, avem o parte a noastră ascunsă și aceea este lumea pe care ne-am dorit-o și în exterior. Adică ne-am dorit o lume în care să putem mereu să ne exprimăm creativitatea, mereu să spunem răspicat ceea ce gândim și consider că aceasta ar fi lumea în care mi-aș dori și eu să trăiesc. Una dintre lumile posibile, spui tu, și una compensatoare. Ce ar trebui, întreb
pe absolut toți colegii tăi de generație. Ce ar trebui să se întâmple în țărișoara asta și cu noi, neamul acesta, ca starea de normalitate în rândul așezării lucrurilor și în sensul unui rol important pe care l-ați putea avea în societate să se producă? Ce ar trebui să se întâmple? În primul rând să acceptăm schimbarea din jurul nostru și chiar să o încurajăm. Deoarece consider că, și aici nu vreau să fie interpretabil, nu spun că nu ar trebui să conservăm tradițiile. Este departe de punctul meu pe care vreau să-l ating în această conversație. Doar că consider că sunt atâtea lucruri care pot fi schimbate și prin schimbate mă refer, pot fi îmbunătățite. Și noi cumva ne agățăm de niște principii deja învechite pe care noi le considerăm mai bune. Însă nu avem de unde să știm exact dacă sunt mai bune sau... Altceva. Exact. Trebuie să încercăm ceva nou și acesta este un lucru pe care consider că este un lucru valabil în toate domeniile și în ceea ce privește școala. Crezi că este o frică de nou? Cred că este o comoditate. E normal. O comoditate. Da. E o stare de confort. Da, dar probabil că la baza acestei comodități stă și frica de nou. Școala românească, Ștefania. Ai conversat cu mulți pe tema școlii, cu mulți dintre colegii tăi, participanți la acea experiență din Franța. Cum, ce se întâmplă la ei? Ce poziție are elevul? Ce poziție are profesorul? Ce înseamnă școala pentru alții? În școală este pus foarte, în școala franceză vreau să spun, este pus foarte mult accentul pe elev, însă nu este pus accentul pe elev strict ca și elev, ci și ca individ. Adică profesorii și nu doar profesorii, cei din jur, cei din sistemul educațional vor să cunoască exact ce se ascunde în spatele băncilor. Și un lucru pe care mi-a fost adus la cunoștință a fost acela că la ei nu se insistă atât de tare pe competiții. Este un lucru, consider eu, mai bun, deoarece competițiile sunt bune până la un anumit punct. Pentru că după ce se face cumva exces, dacă pot să spun asta, cumva ne dezumanizează pe noi. Adică exces de popularitate pentru cei care sunt lideri, nu? După un timp scurt, sunt uitați. La asta te referi? Mă refer la acest exces de a participa la concursuri școlare, la competiții, de a obține premii, această... Goană după, da, exact, goană după rezultate, goană, nu? După rezultate. Uh-huh. Nu este sănătoasă, în definitiv. Nu e sănătoasă, Ștefania, dar poate că are o motivație. Tu spuneai la început, cu modestia care te caracterizează, că acest rezultat la limba franceză pentru tine este important, dar nu este mai important decât condiția ta de elev și că ți-ai dori să se știe despre elevul normal, elevul care vine zi de zi la școală, ce trăiri, ce emoții, ce sentimente, da, ce pasiuni, ce complexe până pentru la urmă. Că consider are. Că nu doar elitele au ceva de spus, consider că fiecare persoană în care stă lângă mine în clasă, zi de zi, are un cuvânt poate mai important decât al meu de spus. Și de aceea consider că nu ar trebui să ne definească vreodată concursurile școlare. Și ceva ce aș mai vrea să adaug este faptul că pentru mine cel mai important rezultat obținut până acum nu este Olimpiada la franceză, ci este... Îmi dai peste cap tot proiectul emisiunii, toată structura emisiunii, te rog. Este mai mult acest concurs la care am obținut premiul acesta, stagiul Dark. Stagiul Dark. Acesta a fost cel mai important rezultat pentru mine, deoarece am fost într-un mediu care mi-a plăcut mai mult. Cunoscut oameni, asta da, este. Da, și mi-a făcut bine acest mediu, chiar pot să spun asta. Și probabil că te ajută să crești, te ajută să te dezvolți, da. Și sunt niște experiențe pe care nu le poți uita pentru că le-ai trăit tu. Da. Nu ți-au fost, ai spus că n-ai avut niciun fel de presiune în jur. Nu, deoarece n-am intrat în această goană după premiu. Nu am fost niciodată, n-am avut așteptări
de la acest lucru. Adică mi-am dorit mereu să mi se ofere această șansă, mi-am dorit mereu să pot să câștig acest concurs, într-adevăr, având în vedere că am un parcurs destul de delungat la concursul Chanson sur Seine, de exemplu. Însă am intrat mai mult doar pentru mine, pentru a încerca, pentru a-mi satisface această curiozitate. Și faptul că am avut un rezultat bun a fost la latitudinea juriului și a fost o surpriză și mai mare și o bucurie mult mai mare. Sigur că da. Vreau să nu uităm eforturile realizate de doamna profesoară, de doamnele profesoare Loredana Stoian, în primul rând, și de doamna profesoară Camelia Popescu, să organizezi la Târgu Jiu. E o etapă finală, nu? A concursului sau regională? La Târgu Jiu este o etapă regională. Sunt etapele de calificări organizate în câteva județe. Nu este ușor deloc. Nu, cu siguranță nu este ușor. Este foarte multă muncă. E multă muncă și, din câte știu eu, acest festival este realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român și Institutului Francez și Asociația Chanson sur Seine, din câte știu. Da, asociația de la Baia Mare. De la Baia Mare. Nu e deloc de neglijat efortul acesta, nu e ușor să organizezi. Și este un concurs care, consider eu, a luat amploare, deoarece de la an la an a fost organizare și mai bună, și mai bună. Și este un lucru normal, bineînțeles, deoarece și doamnele profesoare care au stat în spatele organizării cumva au acumulat această experiență și au reușit să ne atragă mai mult pe noi, pe participanți. Și chiar este un concurs special pentru mine. E un câștig imens și pentru comunitatea noastră și pentru în același timp pentru voi, luați individual pe criteriul acesta al apropierii de limba franceză. Da. Ce îi spune unui coleg mai mic decât tine, care ți-a recomandat să te duci, să abandonezi proiectele în limba franceză, să abandonezi vizionările de filme în limba franceză și să te duci spre engleză? Ce argument ai avea până la urmă? Dacă un copil mai mic mi-ar ți-a reproșa faptul că te duci mai mult spre cultivarea limbii franceze? Nu cred că aș încerca foarte, foarte tare să-l contrazic, deoarece este o decizie subiectivă pentru fiecare. Dacă acea persoană s-ar simți mai atrasă de limba engleză, n-aș avea decât să-i permit să aibă această opinie, deși eu aș fi de altă părere. Într-adevăr, mi este foarte dragă și limba engleză și am învățat-o cu plăcere de-a lungul parcursului meu ca elev, însă am considerat că poate aș putea să învăț și mai multe lucruri. Adică deja ajunsesem la un nivel la limba engleză pe care îl consideram mulțumitor. Într-adevăr, nu extraordinar, mereu se poate mai bine, însă am zis că ar fi loc și de ceva nou. Și franceza a fost cea care mi-a deschis ochii, mi-a deschis noi orizonturi, deoarece tot ceea ce am făcut mai departe a fost bazat cumva pe limba franceză. Și am discutat mai devreme despre ce anume m-a motivat să merg spre această direcție, artă, teatru, film. Și aș vrea să spun că am omis teatrul francofon al liceului. E făcut parte din echipă. Da, a fost o ocazie pentru mine să... De a vedea Belgia, din câte știu. Da, de a vedea și Belgia. Uh-huh. Eu am fost la festivalul de la Arad, la festivalul Amifran am fost de două ori și apoi la festivalul Art Sen, din Belgia. Și a fost un lucru nou pentru mine din nou și un lucru care m-a făcut să văd și altceva decât lucrurile cu care eram obișnuită până... Te-a întrebat, e o întrebare incomodă, dar mă gândesc că totuși la finalul emisiunii n-ar fi rău să ți-o adresez. A făcut cineva vreo legătură dintre cei care știau că ești originară din Târgu Jiu cu Brâncuș? Pe parcursul... Francezii, pe parcursul peregrinărilor tale prin Franța sau Belgia? Nu. E dureros ce se întâmplă. Foarte dureros. Da, ai spus niște lucruri extrem de importante.
valorile tradiționale franțuzești se respectă. Însă permit schimbarea. Permit schimbarea. Și încurajează. E un echilibru care între... Nouă, sigur că, da, între generații. L-am pierdut pe Charles Aznavour, unul dintre marii autori, interpreți și autori de șansonetă franceză, șansonete franțuzești. El era mereu pe scenele teatrelor, la concertele organizate la Paris. Niciodată vârsta lui de 90 de ani nu a creat penibilul pe care, din păcate, în România, atunci când, mă rog, un artist depășește o anumită vârstă, auzim tot felul de acuze, etichete care nu sunt deloc civilizate și se pare că ne îndepărtează de toate valorile pe care le-am avut. Ștefania, ne aflăm la final de emisiune. Eu sunt extraordinar de fericită că ai acceptat să vin în emisiune. Ne-ai vorbit, mea. Vă mulțumesc foarte mult și de invitație. Eu îți mulțumesc. Ne-ai vorbit despre experiențele tale, ne-ai vorbit despre rezistența limbii franceze la tot ce înseamnă contrapondere a limbilor de circulație. Știu că ai dorit să înveți și limba hindi odată, nu se știe. Nu știu exact dacă neapărat limba hindi, doar că o limbă și mai străină decât mi-a și fost franceza. Și mai străină și ciudată. Da. Ești în clasa 12-a, vei mai participa la vreo olimpiadă anul acesta? Sau nu știi? Nu totul știu, vine de la sine. Da, da, o să vină de la sine. Este foarte bine. Eu nu pot decât să-ți doresc putere de muncă, echilibru, l-ai. Nu, nu ți-l încalci nicio clipă și până la urmă să ne fie aproape la toate aceste provocări culturale, pentru că avem nevoie, am nevoie de tine, avem nevoie de tine și de voi. Îți mulțumesc mult, îți mulțumim mult. Mulțumesc și eu foarte mult. Te felicităm pentru tot ce ai realizat, dar nu în ultimul rând, ce să-i găsesc eu, ce să-i dăruiesc eu. Normal că Andrei Moroa, că doar plăcerea de a citi o carte scrisă de un autor francez este foarte mare, da. Și m-am dus spre un roman pe care îl vei citi de plăcere, o lectură de plăcere, în vacanța de vară, după examen climate. Cu mare frumos. Drag, Vocile Serii îți mulțumește încă o dată și dumneavoastră, dragi telespectatori, pe săptămâna viitoare, o seară minunată vă dorim!